aici și să încununăm cu succes și să lungem pe președintele nostru al filialei județene Ilfov, pe domnul Costin Ojoc, care în urma alegerilor democratice din Partidul Umanist Social Liberal, cele 23 de organizații au votat pentru ca domnul Costin Ojoc să fie președinte ales al filialei județene PUSL Ilfov. Felicitări, domnule președinte! Este un început, este un județ greu, este un județ cu care Bucureștiul, la un moment dat, probabil într-un viitor, nu știu cât de apropiat, București ar trebui să devină metropolă, pentru că și noi deservim foarte mult prin administrația publică, mă refer la primarul general, cu extinderea STB-ului în tot Ilfovul. Și aici e o altă discuție că de ce nu au bani, nu le iau apărare acum, dar eu vă spun ca o chestie de normalitate. Nu v-ar interesa prea mult lucrurile astea de administrație, dar venind în coa, am făcut o pană și am făcut-o pe dreapta. Și m-am uitat bine, bă, dacă eram la mine la graniță cu Cinciu, o spuneam, pe dreapta nu e în regulă, dar în Ilfov, făcând-o pe dreapta, am lăsat mașina acolo și o las pe toată durata campaniei următoare care va urma, pentru că conducerea Partidului Umanist Social Liberal m-a mandatat să-mi exprim sprijinul, fiind și cu mașina în pană pe dreapta. Sper ca domnul președinte Hubert, a cărui susținere o are începând de astăzi din partea Partidului Umanist Social Liberal pentru funcția de președinte al Consiliului Județean mandatul 2024-2028. Domnule președinte, asta să nu vă învete prea tare că aveți o susținere, dar Piedone este lângă tine cu întreg partidul și unii zic că e mic. Știți treaba cu Buturuga mică, nu? Din mic te poți face mare. Noi preferăm să fim puțin mai mici decât ăștia care se cred mari pe nimic. Spunea la Vinia Șandru aici două repere administrației. Nu. Suntem probabil repere locale, unde Hubert a demonstrat ceea ce a putut și ce poate să facă. Să nu credeți că Partidul Umanist Social Liberal nu ar fi avut un candidat la președinția Consiliului Județean Ilfov. Dar eu sunt de părere și am convins conducerea partidului că acolo unde lucrurile merg bine, trebuie continuitate. Hubert a demonstrat că în Ilfov lucrurile au mers bine, iar noi renunțăm, punem listă probabil doar de consilieri județeni și îl vom susține cu toată puterea pentru că știe ce are de făcut. Vedeți, fac o paralelă cu Ministerul Transporturilor. De ce nu avem autostrade? De ce nu avem? Am avut inaugurate 50 de metri de de 50 de kilometri de autostradă și am tăiat 200 de kilometri de pamlici în cei 30 de ani. Pentru că s-au schimbat. A venit unul, na, ăsta e proiectul Băsescu, arde. Vin eu, iar studiu, alt studiu de fezabilitate, vine următorul. Și culmea, dacă vă uitați puțin și prin registre, cam au fost miniștri. Și se schimbă, să schimbi într-un mandat de 4 ani, câte 4-5 miniștri, e clar că acolo e stop joc. Aici la Ilfov de-aia am ales să existe continuitate și punctez încă o dată acest lucru de ce este sprijinul, pentru că Hubert a demonstrat atât pe plan politic că poate să coabiteze cu toți factorii politici pentru interesul locuitorilor din județul Ilfov și până la urmă noi suntem administratori. Partidele, în cazul, fără lipsă de modestie, în cazul meu și în cazul lui Hubert, noi suntem locomotive, nu partidele. Dar cu partidul meu,
sunt mândru, cum și cu partidul lui Huber, suntem cu toții mândri acum, pentru că nu spunem că suntem într-o alianță, spunem decât că susținem. Și să demonstrăm în continuare că peceta pe care ne-au pus-o cetățenii asupra noastră ca persoană se va reflecta și în interesul partidului și neapărat și în interesul locuitorilor, care noi nu i-am dezamăgit și le promitem în continuare, cel puțin eu, Hubert, e treaba lui dacă se va ține de angajament. Suntem convins că da, dar nu pot să vorbesc în numele lui. Despre colegii de partid, despre domnul președinte, tânăr la suflet și la stat, dar mare la fapt, să vedem de acum încolo dacă ceea ce ne spui nouă în fiecare ședință operativă se va concretiza prin uniform. Cel puțin astăzi văd că ai putut coagula atâția oameni în sala din orașul Bragadiru, pentru care te felicit și sper să ții organizația vie. A te bate cu adversarii politici înseamnă a te bate cu tine însuți. Demonstrează întâi cine ești, pentru că adversarul e mai bine să te e mai bine să-ți poartă pică decât să te iubească. Și atunci politica e făcută pentru mașini și tractoare. Noi suntem umaniști. Noi înțelegem ce înseamnă o politică umanistă. Suntem și sociali și liberali. Cum v-am spus că mașina mea a făcut pană pe dreapta astăzi, aici s-ar putea să fac o pană pe stânga, da, să văd dacă plec cu motocicletă atunci, să vedem ce se întâmplă dacă fac, că nu am, ea merge înainte, nu are nici pe dreapta, nici pe stânga, are față și spate. La mine, și îți dau un sfat și cu asta vreau să închei, să nu vă plictisesc, ca să ai succes, rupeți, scoateți din cutia de viteze manșalierul, rupeți oglindele retrovizoare și mergi înainte. Cu ajutorul lui Dumnezeu, El va ști ce zi îți va hărăuzi. Mâine este ziua lui Dumnezeu, nici unul din sala asta nu știm ce se întâmplă mâine, ne sculăm sau ne sculăm. Fă lucrurile astăzi bine, pune-le la punct, închide socotările seara, că mâine eu știu ce se va întâmpla. Vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate, Dumnezeu să binecuvinteze Bragadiru, Infobu, Sectorul 5 și România. Mă bucur să mă aflu astăzi aici. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru ocazie, pentru oportunitate și pentru încredere. Avem multe lucruri în comun. Dorința de a face bine, dorința de a crește și a dezvolta Ilfovul. Politica se face în general cu oameni de valoare și văd foarte mulți oameni de valoare aici în sală. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră veți fi consilier local, consilier județeni, primari, viceprimari, parlamentari și vă aștept ca împreună să creștem și să dezvoltăm județul nostru. Vă mulțumesc frumos, sărbători fericite și mult succes, domn președinte! Două lucruri vreau să menționez. Ați văzut în ultima perioadă ce s-a întâmplat uitându-vă la televizor. Ce dezmăți! Ce nebunie! Facem parte dintr-un partid care încearcă să le explice oamenilor că forțe ale întunericului pe care le vedem prin Parlamentul României n-au ce să caute acolo. Dar cum este posibil ca aceste forțe extremiste, suveraniste sau cum se mai numesc ele, să poată să acceadă, dar mai rău, să se bucure, am văzut în sondaje, cel puțin până acum, de încrederea oamenilor. Două cauze. Pe de o parte, prestația slabă, ca să nu o calific altfel, a partidelor normale, clasice, ca să le zic așa, și prestația slabă a oamenilor politici clasici, ca să le spunem. Vă dau un exemplu. Astăzi, când informația circulă cu o viteză extraordinară, când oamenii circulă în Europa, în lume, oriunde, văd cu ochii lor ceea ce se întâmplă. A ieșit de ună zi, apropo de tema Schengen, domnul președinte Iohannis și ne-a explicat, plimbând așa pruna prin gură, cam cum e cu intrarea României în Schengen. Că se discută pe canale diplomatice, că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Omul simplu care se uită la televizor și vede acest discurs,
bineînțeles că îl respinge, îl descalifică și îl acceptă pe care? Îl acceptă pe cel al suveraniștilor. Dacă venim noi la putere, o să cerem ca România să dea afară firmele austriece din țară, să facă dreptate, pentru că poporului român nu este respectată demnitatea. Pe cine votează omul ăla? Bineînțeles că pe cei care țin un astfel de discurs, pentru că se adresează direct nevoii omului de a-și recăpăta demnitatea, făcând an la rând ceea ce trebuie pentru accesul în Schengen. Ori, revenind la domnul președinte Iohannis, cred că era mult mai pe demnitatea domniei sale să se bată mult mai mult pentru dreptul pe care românii și l-au câștigat făcând ceea ce trebuie în Uniunea Europeană. Închei. Sper ca Partidul Umanist Social Liberal să explice oamenilor că nu cei care vin și încearcă să vândă iluzii, să vândă povești, reprezintă soluția în această țară. Sper că oamenii noștri pe care vom promova atât în Parlamentul European, cât și în administrația publică locală, în Parlamentul Național, să fie oameni de calitate, oameni care să spună lucrurilor pe nume și să ridice Partidul Umanist Social Liberal acolo unde este locul, în rândul forțelor politice demne de respect în această țară. Vă mulțumesc! Mă bucur să mă aflu astăzi aici, pentru că e un moment important. E un moment important în care avem posibilitatea să vedem foarte mulți oameni la care găsim aceste trei virtuți pe care văd că le pomenește toată lumea, trei virtuți ale ființei umane. Demnitate, onoare și curaj. Avem aici în sală și nu pot să nu îi felicit și văd că stau unul lângă celălalt. Doi reprezentanți, două repere ale administrației publice locale, pe care cred eu că putem să le aplaudăm acum. Este vorba de președintele Consiliului Județean Ilfov, domnul Hubert Tuma, și președintele executiv al Partidului Umanist Social Liberal, primarul sectorului 5, Cristian Popescu Chiodon. Sunt onorată să pot să vorbesc în fața domniilor lor, așa cum sunt onorată să vorbesc în fața dumneavoastră. Îl felicit pe Costin Ojog pentru puterea organizației de aici și pentru felul extraordinar în care colaborează cu doi prieteni destoinici, două partide puternice, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. Haideți să-l aplaudăm! Împreună reușim să facem foarte multe. Iar aceste trei virtuți înseamnă ceva foarte important pentru toată lumea și aș vrea să le țineți minte cu toții. Demnitate, onoare și curaj. Demnitate pentru că, indiferent de ceea ce îi se întâmplă unui om, trebuie să fie demn, trebuie să privească toate greutățile cu capul sus, să nu se plece niciodată și niciodată să nu cadă în genunchi, pentru că onoare, a avea onoare, înseamnă, pe de o parte, a te respecta pe tine și, pe de altă parte, a fi altruist, a ajuta în orice situație pe ceilalți și curaj, ce să mai... Nu se poate face nimic fără curaj, nici politică și nici administrație publică. Cei doi oameni de care vă spuneam, reperele administrației publice locale pentru România, sunt doi oameni curajoși, doi oameni care au onoare, doi oameni care au curaj, care au demnitate și care, împreună cu noi toți, vor reuși să facă foarte multe lucruri. Sunt convinsă că de la ei, Costin Ojog are foarte multe de invitat. Mult succes, sărbători fericite și un an nou, așa cum îl doriți fiecare. Domnul președinte, ca o mică paranteză, chiar dacă sunt și reprezentanți de la alte partide, vă promit că această organizație va deveni o forță, atât în Partidul Umanist, cât și în acest județ. Doamna prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule subprefect, care între timp s-a alăturat și căruia îi mulțumesc, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, dragi colegi, onorată asistență, vă mulțumesc frumos pentru prezența la acest eveniment important. Îmi doresc ca acest partid, ca această organizație județeană să crească de la zi la zi, să ne întâlnim peste câteva luni mai mulți și să reușim ca în anul electoral ce urmează, care va fi unul extrem de greu, să câștigăm alegeri, să câștigăm primării, consilii locale și să fie un an bun pentru toată lumea.
Vă mulțumesc din suflet din nou, vă urez și o sărbători fericite, să ne revedem cu bine, vă mulțumesc! Puneți-ne, domnule președinte Cristian Popescu Piedone, ce a însemnat pentru PUSL și pentru România evenimentul pe care l-ați organizat astăzi aici la Bragadiru și la Iisus. România, trezește-te! Ați avut de ales timp de 33 de ani, 34 chiar. Ne îndreptăm către cel de-al 34-lea an. Au avut de ales. Au văzut Maria cu aceeași pălărie și a schimbat pălăria, a venit tot Maria. Și iată că românii sunt cum sunt și trăiesc fără demnitate, fără onoare și fără curaj. E timp ca românii la următoarea alegeri să vină la vot cu demnitate, onoare și curaj și să aleagă în primul rând oamenii pe care îi cunosc, oamenii în care au avut încredere și oamenii pe care i-au reprezentat interesul lor, nu interesul unui partid artifică care strălucește foarte mult doar în preajma campaniilor electorale. Astăzi la județul Ilfov sunt bucuros că avem o filială puternică reprezentată de viitorul țării, cum ar trebui. Noi politicienii bătrâni să începem să predăm ștafetele. Iată un tânăr care a fost ales în unanimitate, 23 de organizații ale județului Ilfov l-au ales președinte pe Costin. Îl felicit și mă uit la tinerețea lui și cu siguranță am așa un nostru Piedon, spune că va avea și un viitor strălucit în politică, că i-am văzut puțin mișcările. Se mișcă, era o vorbă în trecut, torsion, se mișcă torsion, dar cu tehnologia de astăzi și cu perseverența tineretelor care ar trebui să preia odată conducerea acestei țări de la dinozaurii bătrâni, el este unul din reprezentanții și noi, Partidul Umanist Social Liberal, investim foarte mult în tineri. Spuneam că am făcut o pană pe dreapta, mă îndrept către alt tânăr care deja a demonstrat, domnul Hubert, președintele Consiliului Județean Ilfov, pe care noi astăzi, Partidul Umanist Social Liberal, am ales să-l susținem, să nu depunem candidat la Consiliul Județean, vom depune decât listă de consilieri și să-l susținem pentru, nu pentru partid, nu pentru ce a făcut și a demonstrat în acest județ. Iar să știți că lucrurile astea se aud la firul ierbii. Lucrurile ce a făcut Hubert nu se aud în ziare, reviste sau talk show-uri pe la televizor. Se aud la firul ierbii. Oamenii vorbesc și dacă oamenii vorbesc, sunt cea mai mare putere. Nu fac emoții că Hubert nu va ieși președinte, își făcea ele emoții dacă eram eu adversarul lui. Dar astăzi suntem împreună și poate alții vor transfira pentru această susținere. Te felicit și pe tine, Hubert, te felicit pentru ce ai făcut și pentru tinerețea ta. Iată că ai un tânăr pe care trebuie să-l crește, amândoi să-l creștem împreună și să ne bucurăm de minunata colaborare care o avem în interesul primordial al cetățeanului care ne-a investit cu încrederea lui. Această susținere mă onorează și mă obligă în egală măsură. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Piedone și domnului președinte Ojoc pentru încredere, pentru ocazie, pentru oportunitatea pe care mi-o oferă, pentru că nu vă ascund, când am ajuns președinte de Consiliu Județean, noi avem o graniță destul de mare cu sectorul 5 și am încercat să copiem multe din proiectele pe care domnul primar Piedone le-a implementat deja în sectorul 5, atât eu cât și primarul din Bragadiru, și am primit sprijin din partea domnului primar, pentru care încă o dată îi mulțumesc pe această cale. Momentan, cu puține emoții după acest eveniment, în momentul de față... Fără emoții. Având în vedere că sunt și doi oameni care au o anumită greutate politică și în Ilfov și în București... Fără politică, experiență. În țară. Mă inspir în ce să cresc și să mă inspir de la acești doi domni. Sper că această organizație a Partidului Umanist Social Liberal, Organizația Județeană Ilfov, să crească de la zi la zi și să ne îndeplinim toate obiectivele pe care le-am propus pentru anul electoral 2024, care va fi un an foarte greu. Sper eu să facem o figură frumoasă și mi-am propus ca la finalul anului următor să fim pe primul loc în ierarhia organizațiilor județene din Partidul Umanist Social Liberal.